Salut! În acest video vom discuta despre etapele de dezvoltare ale unei aplicații web și cum se realizează fiecare dintre acestea. Știința calculatoarelor este un domeniu relativ nou, primele calculatoare fiind construite în jurul anilor 1940. De atunci, aceasta s-a dezvoltat cu o viteză uimitoare, astfel că majoritatea produselor software dezvoltate astăzi nu pot fi pe deplin înțelese de o singură persoană din cauza complexității ridicate a acestor. De fapt, construirea unei aplicații software este un proces complex, iar fiecare etapă are nevoie de oameni dedicați care să lucreze bine împreună pentru a construi produsul dorit. Ideea dezvoltării unui sistem software vine din necesitatea de rezolvare a unor probleme specifice ale unor anumiți clienți. Așadar, procesul de dezvoltare al unei aplicații web este compus din mai multe etape: planificare, analiză, design, arhitectură, implementare, testare, punere în producție și, mentenanță și suport. Acest proces mai poartă numele de SDLC, adică Systems Development Lifecycle. Scopul acestui proces este acela de a produce sisteme de înaltă calitate, care să satisfacă sau chiar să depășească așteptările utilizatorilor într-un interval de timp bine stabilit și având o estimare a costurilor totale. Astfel, prima etapă, cea de planificare sau analiză preliminară, are loc odată cu identificarea tipurilor de oameni care vor ajunge în aplicație și a nevoilor fiecăruia dintre ei. Sunt propuse și analizate mai multe soluții high-level, împreună cu costurile și beneficiile corespunzătoare implementării lor. Această etapă se încheie prin alegerea unei soluții, care va fi apoi studiată mai în profunzime în etapele următoare. Urmează apoi faza de analiză a soluției propuse și definirea cerințelor sistemului. În această etapă, se realizează interviuri cu utilizatorii pentru identificarea scopurilor aplicației și a nevoilor clienților, definind astfel specificațiile de bază. Cu ajutorul acestora, este alcătuită harta de navigație a aplicației și sunt desenate schițele inițiale, construite după anumite strategii de design. Wireframe-urile reprezintă următorul pas din etapa de design. Aceasta fiind o reprezentare vizuală simplificată a modului de aranjare în pagina conținutului aplicației. Folosind wireframe-urile, sunt apoi întocmite mockup-urile. Acestea oferind informații utilizatorilor și dezvoltatorilor despre modul în care va arăta softul la final prezentarea wireframe-urilor și a mock urilor clienților și mai apoi refacerea acestora ținând cont de feedback-ul primit. Este foarte importantă, întrucât interfața aplicației trebuie să ofere utilizatorilor un mod cât mai eficient și plăcut de a o folosi. Pe baza cerințelor din etapa de analiză, se stabilește arhitectura aplicației, definind componentele sistemului și interacțiunile dintre ele, împreună cu modul de comunicare al acestuia cu alte eventuale interfețe externe. Folosind scenariile de utilizare a aplicației, se identifică și compromisurile inerente între performanță și complexitatea implementării. Toate informațiile sunt consemnate într-un document care descrie planul de implementare a cerințelor, detaliile privind limbajele de programare, mediile de dezvoltare, structurile de date, etc. Aceste etape inițiale de planificare, analiză, design și arhitectură ale viitoarei aplicații sunt cruciale, întrucât reprezintă fundația pe care se va baza întregul proces de dezvoltare. În următoarea fază, cea de implementare, se construiește efectiv sistemul. Pe baza documentelor și concluziilor din fazele anterioare, echipa de dezvoltare ar trebui să știe ce trebuie să implementeze, existând totuși loc pentru flexibilitate și inovații. Trebuie menționat aici că, deși în cazul unor aplicații, designul este definitivat până la cele mai mici detalii înainte de implementare, de obicei, aceste două faze se întrepătrund. De asemenea, chiar dacă testarea sistemului reprezintă ea însăși o nouă fază, codul scris trebuie verificat inițial de către dezvoltator pentru a se asigura că acesta compilează, rulează și funcționează conform cerințelor. Calitatea produsului software este foarte importantă. Astfel, în această nouă etapă, cea de testare, se validează că sistemul este conform cu specificațiile și că satisface așteptările clientului. Verificarea este realizată de către o altă echipă, întrucât este dificil pentru programator să-și identifice propriile greșeli. Așadar, aplicația este adusă într-un mediu de testare pentru a fi verificată și a se descoperi eventualele erori sau defecte. Testarea poate fi și ea de mai multe feluri. Funcțională, care se referă la executarea cerințelor legate de funcționalitatea ale aplicației sau non funcțională, care evaluează pregătirea sistemului pe baza unor criterii non-funcționale, precum performanța sau securitatea. După stabilizarea unei prime versiuni a produsului, realizarea unei documentații adecvate și prezentarea modului de folosire a softului către clienți, acesta poate fi dat spre testare utilizatorilor. Aceștia pot sugera îmbunătățiri ce vor ajunge la echipa de implementare pentru a fi prioritizate, dezvoltate, testate și adăugate apoi la funcționalitățile deja existente. După această etapă finală de testare de către utilizatori, aplicația este instalată într-un mediu real și cu date adecvate, adică lansată în producție. După livrarea produsului, clienților le sunt oferite servicii de suport și mentenanță, pentru ca aplicația să poată fi disponibilă fără întrerupere, să funcționeze la cele mai înalte standarde și să poată fi adaptată cerințelor de business pe termen lung nu ne rămâne așadar decât să conștientizăm cât de complex este procesul de dezvoltare a unui produs software și de câte cunoștințe și expertiză este nevoie astfel încât produsul final să îndeplinească toate nevoile și cerințele clienților. Care credeți că este cea mai importantă etapă din procesul de dezvoltare? Așteptăm răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Eu sunt Bogdan și vă mulțumesc pentru timpul vostru.